nouă ediție a emisiunii Glasul Cetății. Spunem bună ziua alături de noi factorilor importanți din IPJ Arad care pot ieși în public. Este vorba despre Livia Pescar, purtător de cuvânt IPJ Arad. Bună ziua! Bună ziua! Și Ciprian Tocan de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Bună ziua! Vorbim despre anumite aspecte legate de acțiuni de prevenire. O să punem accent pe fraudă informatică și phishing cu PH, un cuvânt importat din America, dar care devine tot mai actual și în peisajul nostru infracțional, dacă putem să-i spunem așa. Dar până acolo trebuie să clarificăm câteva aspecte legate de activitatea de prevenire pe care o coordonează IPJ Arad prin acest compartiment și mai apoi să mergem spre topicul discuției noastre de astăzi, să vorbim despre phishing, despre fraudă informatică sub forma aceasta. Domnule Tocan, noi ne-am mai întâlnit, am mai vorbit despre prevenire și iată-ne iarăși împreună după o perioadă destul de tulbure în care a trebuit să limităm interacțiunile noastre. Mă gândesc că și întâlnirile cu copiii, cu tinerii au fost limitate la rândul lor, dar asta nu înseamnă că nu se reiau și trebuie să discutăm despre ele. Așadar, acțiuni de prevenire în general în coordonarea dumneavoastră. Da, mulțumesc tare mult. Activitățile de prevenire au fost limitate, într-adevăr, cu un anumit procent, însă ele, în această perioadă, continuă în spațiile publice, pentru că avem perioada premergătoare începutului noului an școlar. Și atunci, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității de la București a demarat o campanie, se numește Vacanța s-a terminat, sunteți pregătiți pentru nou început, cu semnul întrebării, la sfârșit. Noi sperăm să fim pregătiți, în calitate de părinți, dorim să fim cât mai pregătiți, de aceea ne informăm cu cât mai multe informații, cu un bagaj de informații cât mai voluminos, pentru a ne putea ajuta și îndruma copiii în acest an școlar. Ce fel de informații ne pune la dispoziție Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității? Pentru părinți se adresează această campanie. Părinții, aici mă includ și pe mine, vă includ și pe dumneavoastră, desigur că toți știm foarte multe despre educația copilului, dar eu încă mai învăț. Cu sinceritate vă spun că această meserie de părinte este un lucru foarte, foarte important și complex. De aceea mă informez ori de câte ori pot cu privire la nevoile copilului meu. Și un prim sfat pe care nu-l cere multă lume, dar toată lumea știe, să petrecem cât mai mult timp cu copilul nostru. Da, este poate cel mai important lucru, pentru că de acolo putem să prevenim multe, multe rele care se pot întâmpla și aici mergem spre acel domeniu al informaticii, pentru că, iată-ne, da, Racordați la tot ce înseamnă online și cu accent mare în ultima perioadă, pentru că și acțiunile benefice, în marea lor majoritate, au trecut în mediul online, care a venit la rândul lui cu pericolele specifice. Și aici ajungem la topicul emisiunii noastre, la ce înseamnă activitățile de phishing. PH, phishing. Trecem direct la phishing, nu mai vorbim puțin despre campania Vacanța s-a terminat, te rog. Bun, hai să vorbim atunci în continuare. Da, sigur, trebuie nu ne grăbim, e clar, avem timp. Ok, perfect. Mă adresez direct părinților. Sigur. Această campanie se adresează în principal lor sau tutorilor legali, ocrutitorilor legali ai copiilor, ai elevilor. Ce trebuie să nu uităm? Să avem tot timpul un dialog cu copilul nostru. Dialogul trebuie să fie un dialog constructiv, format, bazat pe, nu doar pe un interogatoriu al copilului, ce ai făcut azi la școală, da, da, unde ai fost, ci pur și simplu o ascultare activă a copilului. O citire a semnelor, a limbajului corporal al copilului. Poate și ceva plăcut, părintele să vină cu ceva product plăcut, să vină în întâmpinarea copilului cu o surpriză, pentru că, mă rog, elevul atunci când vine de la școală poate este plin de informație, poate este prea plin, nu poate să vorbească chiar în acel moment, mm-hmm, și atunci trebuie să lăsăm să se detensioneze. Să se deschidă în fața noastră. Să aibă timp să se deschidă, pentru că atunci ne poate spune exact ce-l doare. Poate că nici el nu știe.
Și dacă nu acordăm timp copilului să-și deschide sufletul, s-ar putea să primim un răspuns de genul: cum a fost astăzi la școală? Bine. Dar acest bine, din limbajul corporal, dacă suntem un părinte atent, poate că nu e chiar atât de bine. Poate că nu este chiar atât de bine și ar trebui să avem în vedere acest lucru. Cred că o să mai putem reveni la tema aceasta. Nu este tema principală a emisiunii noastre, dar eu promit că avem deschidere maximă, putem oricând, chiar și în teren, să mergem să vedem despre ce este vorba, că mă gândesc că vor fi și acțiuni de genul acesta intense în următoarea perioadă, pentru că începe școala și vă exact. Veți relua activitățile normale. Da. Dar avem phishing-ul. Okay. Și avem fraudele informatice. Aveți o campanie care se desfășoară tocmai acum. Să zicem că eu nu știu nimic și mi-explicați mie despre ce este vorba. Ok, în linii mari, care este riscul la care ne expunem în momentul în care suntem în mediul online și avem de-a face cu date cu caracter personal? Da. Deci, phishing-ul reprezintă o activitate infracțională prin care se încearcă obținerea unor date confidențiale în mod fraudulos, acele date de pe card. Cam la asta se referă. Phishing-ul, după cum ați spus, este un termen care vine din limba engleză. El, în termeni juridici, înseamnă înșelăciune, iar în termeni uzuali înseamnă a pescui. Deci, practic, acești infractori încearcă să ne pescuiască datele confidențiale de pe card. Noi, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, ne-am confruntat cu două moduri de operare, adică au fost înregistrate foarte multe dosare penale, unde colegii mei au constatat că sunt două moduri de operare. Aceste activități infracționale se desfășoară prin intermediul platformelor online de vânzare-cumpărare. Specifice, da. Și cam în felul următor se desfășoară. O persoană își pune un produs la vânzare, ulterior este contactat de un posibil cumpărător, care este acel phisher. El este contactat prin intermediul WhatsApp. Mereu este contactat așa, deci este ceva standard. După care persoana respectivă, phisherul, se arată foarte interesat de produsul nostru pe care l-am pus la vânzare. El ne întreabă starea produsului, adică totul pare foarte real, asta vreau să subliniez. Da. După care ne spune că dorește să-l cumpere și se oferă în a achita contravaloarea produsului și a achita transportul. El ne trimite un link prin care ne spune că să accesăm acel link, el a achitat contravaloarea transportului și accesând acel link să introducem datele de pe card pentru ca el să ne vireze contravaloarea produsului. Moment în care noi accesăm acel link, bineînțeles, este un link, un soft dezvoltat de ei, care este un virus, de fapt. Noi ne introducem datele de pe card, acel cod din 16 cifre, codul de securitate, data de expirare, poate numele, inclusiv uneori întreabă și soldul contului. Da. Nu înțeles, deci cer detalii foarte multe ca să pară cât mai adevărată povestea. Da, cer detalii foarte multe, dar ceea ce este cel mai important ca lumea să știe și să fie conștientă de faptul că pentru a încasa contravaloarea unui produs este nevoie de codul IBAN, adică noi ar trebui să furnizăm codul IBAN, în niciun caz datele de pe card sau vreun cod de securitate. Este nevoie doar de acel cod IBAN pentru a ni se putea vira în cont o sumă de bani. Moment în care activitatea noastră este dusă la bun sfârșit, adică i-am furnizat phisherului toate datele noastre confidențiale de pe cardul nostru, el are acces la soldul contului și efectuează tranzacții din contul nostru. Poate să cumpere, să golească contul, poate să facă absolut orice. Transferuri, orice. Bun, asta este prima modalitate. A doua modalitate cu care ne-am confruntat la nivelul inspectoratului de Poliție Județean Arad este asemănătoare cu prima, doar că infractorul se folosește de acele aplicații de Pay pe care le putem instala pe telefonul nostru, pentru că acea aplicație se poate instala pe mai multe dispozitive. Da, foarte adevărat. Da. Atunci, la fel, ni se solicită
să accesăm un link. În momentul în care accesăm linkul, la fel, furnizăm toate datele de pe card și ulterior ni se spune că pentru a accepta tranzacția o să primim de la bancă un cod 3D secure pe care să îl furnizăm ca să acceptăm tranzacția. Dar, de fapt, acel cod pe care îl primim de la bancă este codul prin care noi aprobăm... Cod de validare. Noi aprobăm ca acea persoană, acel infractor, să-și instaleze pe telefonul lui cardul nostru. Bun, avem câteva scenarii aici. Un scenariu pesimist este momentul în care... Iată, am fost călcat de hoți și nu mai am ce să fac. Mă duc totuși la poliție să raportez povestea aceasta? Așa? Sigur, în toate cazurile vă sfătuim să veniți la poliție să raportați, să depuneți plângere, dar... Șansele sunt, cred că, destul de mici să facem ceva. Sunt foarte mici pentru că toate tranzacțiile sunt făcute în numele nostru. Uh-huh. Dar noi ne dorim ca oamenii să nu ajungă până în situația respectivă. Da, să nu ajungă situația respectivă. Scenariu proactiv atunci, care ar fi momentul în care observăm așa ceva, nu facem și raportăm, nu? Sigur, să nu dea curs invitației de a accesa niciun link de la necunoscuți. Asta este și deviza campaniei noastre. Nu accesați link-uri trimise de necunoscuți. Pentru că acele link-uri sunt de fapt niște viruși. Deci asta este cel mai important lucru, este să nu acceseze link-uri, să încerce să mențină conversația pe platforma respectivă, pentru că de ce abordează acești infractori pe WhatsApp? Pentru că pe acea platformă, dacă ar menține conversația, ca să ai o conversație, trebuie să ai un cont. Având un cont, sunt necesare și niște date de identificare și ar fi mult mai ușor de identificat. Așa, pe WhatsApp știm foarte bine că este foarte, foarte greu de aflat cine se află la capătul celălalt. Da, adevărat. Care sunt categoriile de vârstă vizate aici, domnule Tocan? Pentru că vorbim noi, înainte să începem emisiunea, despre aceștia. Copiii, tinerii, bătrânii? Nu avem o categorie printre victimele care au depus reclamații, nu avem o categorie de vârstă, de la 20 la 80 de ani. Deci, practic, toți cei care au un card și au datele în mediul acesta online sunt vizați de așa ceva. De multe ori se spunea că e bine să ținem un card online pentru cumpărături și să fie doar suma necesară atunci și să facem transferuri. Este o soluție și asta? Da. Să nu avem un card principal din care să tragem banii ăștia și să avem unul secundar, nu? Da, era un caz în care, după ce a dat toate codul 3D Secure, infractorul i-a spus, dar n-ai decât 300 de lei în cont. Adică atunci s-a prins victima că... că de fapt e o problemă. Deci el știa, deci avea și infractorul instalat aplicația tot și atunci a dat seama, băi, stai că am fost păcălit, adică s-ar putea... Vă dați seama, deci... Încă un aspect de menționat. Acest fenomen phishing înseamnă culegerea de date. Acești infractori își culeg informațiile de pe Facebook. Dacă ați observat un vânzător pe OLX, ar putea să platforma să-i facă legătura cu Facebook-ul, cu profilul, da. Și de acolo poate să afle data nașterii, număr de telefon, mai multe informații. Deci informațiile se pot culege din mai multe surse și scopul este să ajungă la datele de pe cardul bancar pentru a face un transfer de bani. Este ceva de adăugat la aspectul acesta? În principal, aș vrea să adaug că acești infractori, ei sunt foarte vigilenți, ei sunt foarte atenți când noi postăm anunțurile pe platforma online și ne abordează foarte, într-un timp foarte scurt, sunt foarte atenți. Înțeles. Deci sunt bine puși la punct băieții, da, să spunem. Da, sunt așa. Bine pregătiți, ei trăiesc din asta. Este modul lor de viață și bineînțeles că cunosc, sunt foarte bine pregătiți. Ce riscă un tânăr dacă eventual merge pe calea aceasta și își alege un astfel de mod de viață? Vorbim de pe cealaltă parte a baricadei. Da, bineînțeles că aceasta este o faptă penală, este infracțiune și fraudele informatice se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Acum este diferit pe fiecare caz în parte. Fiecare caz necesită o anumită încadrare conform codului penal. Deci, bineînțeles, riscă închisoarea.
Am înțeles. Avem și un afiș, mă gândesc că ăsta da. O să-l duceți în diverse instituții de învățământ. Sigur. Și nu numai, iată. Și pentru voi. Așa, o să-l ținem și noi aici. Nu se vede chiar atât de bine, e scrisul mic, dar citim de pe el în felul următor. Nu accesați link-uri trimise de necunoscuți. Evita accesarea link-urilor din surse necunoscute și asigură-te că ești pe un site oficial înainte de a opera orice tip de tranzacție, ori plată online. Asta foarte pe scurt din ceea ce am discutat noi până acum. Cardul bancar este un instrument de plată și nu de încasare. Pentru a primi bani în cont este necesar numărul IBAN compus din 24 de caractere, nu numărul de card compus din 16 cifre. Data de expirare a acestuia sau codul CVV, e acela mic de pe spate. Prin introducerea și validarea unui cod de tip 3 de Secure, primi din partea băncii aprob efectuarea unei plăți cu cardul, nu primirea unei sume de bani în cont și raportează urgent orice tentativă de fraudă și asta am specificat-o deja. Ok, bun, atât despre phishing. Care vor fi acțiunile următoare? Mergeți în instituții de învățământ cu campania aceasta? Unde, când, cum? Săptămâna viitoare deja vorbim de școală. Încercăm să încheiem parteneriate cu școlile dornice să beneficieze de sfaturi preventive. Avem câteva parteneriate cu mai multe licee și o să încercăm să încheiem parteneriate cu școlile care au într-adevăr un risc mai mare din punct de vedere al expunerii tinerilor. Tineri care au părinții plecați în străinătate și care nu sunt supravegheați, care nu au rezultate bune la învățătură și timp liber berechet, s-ar putea să fie o grupă de tineri care ar avea nevoie de niște sfaturi preventive, pentru că am observat că mulți tineri nu cunosc semnificația de cazier judiciar. Mm-hmm. Și greutatea. Comit o faptă din lipsă de informație, din, eu știu, lipsă de prevedere, poate din culpă, și atunci, după câțiva ani, doresc să se angajeze la o instituție și atunci când prezintă cazierul judiciar, acolo sunt spuse câteva cuvinte magice. Condamnat pentru săvârșirea infracțiunii, de chiar cu suspendare, dar un angajator magice cu ghilimele magice, rigoare, acum da, sunt da. Ironic că nu da, îmi vine da. Să plâng câteodată când văd tineri da. Care doresc să se angajeze și chiar au înțeles că au greșit și eu sunt conștient că n-ar mai comite infracțiuni, dar cel care le ia interviuri și dorește să angajeze un tânăr care nu are cazier, chiar dacă acest tânăr posibil să nu mai comită infracțiuni, dar cazierul atârnă greu în decizia luată de către angajator și chiar îmi pare rău pentru unii că au inteligența necesară da, și au aptitudini. Și pot ocoli o astfel de amintire foarte neplăcută în viața lor. Și păcat, pentru că este posibil să fi fost chiar vocația lor acel loc de muncă. Da, de dar o greșeală comisă datorită anturajului sau, mă rog, ajutați în ghilimele de anturaj, de exemplu posesie de droguri sau o distrugere, că au mai pus unii câte o petardă în bancă la dirigintă să-i facă o glumă și petarda chiar a făcut distrugere, nu glumă. Da, da, da. Acel copil posibil să să-i pericliteze puțin viitorul. Noi am mai avut și alte intervenții la radio și la televiziune, apropo de campania de prevenire a fraudelor online, și de asemenea întâlniri cu președinții asociațiilor de locatari. Sunt factori importanți în schema aceasta. Da, sigur, sunt factori importanți. Ei ne sprijină mereu în campaniile pe care le desfășurăm. Bun, în cele ce urmează, școală și accent pe tot ce înseamnă tineri și nu numai. Noi ne vom mai întâlni aici, eu promit că de ori de câte ori este nevoie, poarta noastră este deschisă și putem să informăm despre acțiunile, chiar și acestea atât informatice, de sezon, să spunem așa, dar și altele care urmează. O scurtă paranteză despre profilul orașului și județului nostru din punctul acesta de vedere. Adică suntem noi mai expuși, fiind un județ de tranzit, la astfel de probleme, sau sunt probleme mai mult locale astea și nu țin atât de mult de traficul intens din cauza punctelor de trecere a frontiere și așa mai departe. Dacă vă referiți la fraudele online. Dar nu are importanță locația noastră, nu are o relevanță. Acestea se desfășoară în mediul virtual. Deci aș spune mai degrabă că o influență o are contextul actual în care ne aflăm și petrecem foarte mult timp în fața calculatorului, în fața televizorului, petrecem foarte mult timp în acest mediu virtual, în acest mediu online.
Și de acolo, iată, ne facem cumpărăturile, de acolo mâncăm, exact, de acolo ascultăm muzică și tot. În ultima perioadă, și datorită evoluției tehnologiei, în ultima perioadă toată lumea există această tendință de a introduce datele confidențiale foarte ușor în diverse aplicații, pe diverse site-uri. Trebuie să fim foarte atenți și extrem de vigilenți cu furnizarea datelor noastre confidențiale, datele personale, să nu le furnizăm cu atâta ușurință. Dacă mai ne permite timpul, aș mai avea de spus și referitor la phishing-ul prin e-mail. La fel, putem să primim e-mail-uri de la bănci la care avem cont. Tot așa, acești phisher trimit... În numele băncii. La fel, primim e-mail-uri. Tot așa, ni se cere să accesăm un link unde se întâmplă exact același lucru. Se încearcă pescuirea datelor confidențiale, datelor personale de pe card. La fel, se poate întâmpla și prin e-mail. Înainte de a accesa și de a furniza date, contactați banca respectivă. Contactați banca și asigurați-vă că acel e-mail este de la bancă, pentru că acești phisher clonează foarte bine site-urile, par reale, par extrem de reale, deci diferența este și de o liniuță sau un punct. Și atunci nu putem să depistăm, de aceea cel mai bine este să fim preventivi, să fim sceptici și exact, în așa fel ne putem proteja astfel. Da, e cel mai bine. Un foarte sfat, bine, da? Punctat, să fim sceptici, chiar al naibii de sceptici, de analitici, că acum eu lucrez la analiza și prevenirea criminalității, să nu ne grăbim în momentul în care primim de la de la o instituție, de la o firmă, de la... Acum nu vreau să fac publicitate nimănui. Să actualizăm datele. Păi hai să vedem ce date, de ce și să vedem oare chiar este nevoie să dau eu aceste date de pe cartea mea de identitate sau de pe cardul meu bancar? Da, nicio bancă nu ne solicită prin e-mail sau prin mesaje text, nu ne solicită date de pe card sau date personale. Deci așa ceva nu se întâmplă. De obicei mergem la sediu, la ghișeu frumos și exact, acolo se rezolvă și se semnează și un act cu GDPR-ul. De acord. Da, cu prelucrarea datelor personale, exact, și așa mai departe. Deci e o procedură la care se ține cu sfințenie. Da. Nu dați date în online. Foarte scurt, de final, o urare sau o îmbărbătare pentru părinți și copii la început de școală, pentru că am vorbit despre ei în deschidere și mai apoi ne luăm rămas bun. Cuvânt de îmbărbătare, să privim cu optimism noul an școlar și să fim conștienți că dacă oferim dragoste și timp, de la copiii noștri vom primi același lucru la un moment dat. Dacă suntem pozitivi și le oferim suport, dragoste, atenție și disciplină copiilor noștri, atunci vom primi același lucru înapoi, cu siguranță. Corect, așa să fie. Iar în încheiere, despre felul în care publicul vă poate contacta și să vină cu încredere spre IPJ Arad. Exact, ne dorim să transmitem că scopul nostru este acela de a preveni faptele antisociale, nu de a sancționa, și să oamenii au la dispoziție numărul unic de urgență 112 pe care să-l apeleze la orice oră și să apeleze cu încredere poliția să sesizeze orice tentativă de fraudă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, sperăm să vă fim de folos, de câte ori e nevoie, suntem aici și putem să informăm, poate chiar și în teren, dacă aveți acțiuni, să vedem ce se întâmplă și cum putem să construim un mai mare bine al comunității în care trăim. Sigur. Au fost mulțumim alături de noi Livia Pescar, purtător de cuvânt IPJ Arad, și Ciprian Tocan de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Și am vorbit despre phishing, sau cum vreți să-i spuneți, phishing se scrie, phishing se pronunță. Reluați emisiunea și aflați mai multe. Mulțumesc încă o dată, toate mulțumim cele bune! Mulțumim! Festival culinar la Căminul Cultural Variaș, în județul Timiș, organizat de GAL Lunca Mureșului de Jos și Primăria Comunei Variaș. Ne vedem cu bunătăți și cu muzică bună în acest sfârșit de săptămână în Comuna Variaș, județul Timiș, la Festivalul Culinar.